Ioan, capitolul 4. Când a aflat Iisus că fariseii auziseră că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, deși nu Iisus boteza, ci ucenicii lui, a plecat din Iudeea și s-a dus iarăși spre Galileea. Și trebuia să treacă prin Samaria. Așa a ajuns într-o cetate a Samariei numită Sihar, aproape de locul pe care i l-a dat Iacov, fiului său Iosif. Acolo era fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de drum, stătea lângă fântână. Era pe la ceasul al șaselea. O femeie din Samaria a venit să scoată apă. Iisus i-a spus: „Dă-mi să beau.” Fiindcă ucenicii lui plecaseră în cetate să cumpere mâncare, femeia samariteancă i-a spus: „Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine care sunt o femeie samariteancă?” Fiindcă iudeii nu au legături cu samaritenii, Iisus i-a răspuns: „Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este acela care îți spune, dă-mi să beau, tu i-ai fi cerut lui și ți-ar fi dat apă vie.” Femeia i-a spus atunci: „Doamne, nu ai găleată, iar fântâna este adâncă. De unde ai atunci apa cea vie? Ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna din care a băut el însuși, fiii săi și turmele sale?” Iisus i-a răspuns: „Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel care va bea din apa pe care i-o voi da eu nu va mai înseta în veci, iar apa pe care i-o voi da va deveni în el izvor de apă, care țâșnește spre viață veșnică.” Femeia i-a spus: „Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin aici să scot.” El i-a spus: „Mergi și îl cheamă pe bărbatul tău și vino aici.” Femeia i-a răspuns: „Nu am bărbat.” Iisus i-a spus: „Bine ai zis, nu am bărbat, fiindcă 5 bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu e bărbatul tău. Aici ai spus adevărul.” Femeia i-a spus: „Doamne, văd că ești profet. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, dar voi spuneți că în Ierusalim este locul unde trebuie să te închini.” Iisus i-a spus: „Crede-mă, femeie, vine ceasul când nu vă veți mai închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici la Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și a și venit, când adevărații închinători i se vor închina Tatălui în duh și adevăr, fiindcă astfel de închinători își dorește Tatăl. Dumnezeu este duh, iar cei care îi se închină trebuie să îi se închine în duh și adevăr.” Femeia i-a spus: „Știu că vine Mesia, cel numit Hristos. Când va veni El, ne va vesti toate lucrurile.” Iisus i-a spus: „Eu sunt cel care îți vorbește.” În acea clipă s-au întors ucenicii lui și se mirau că vorbește cu o femeie. Totuși, niciunul nu i-a spus: „Ce faci?” sau „De ce vorbești cu ea?” Iar femeia și-a lăsat urciorul și s-a dus spre cetate, spunându-le oamenilor: „Veniți și vedeți un om care mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut. Oare nu este El Hristosul?” Ei au ieșit din cetate și au venit la El. Între timp, ucenicii îl rugau zicând: „Rabi, mănâncă!” El le-a spus: „Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți.” Așadar, ucenicii vorbeau între ei: „Oare i-a adus cineva de mâncare?” Iisus le-a zis: „Mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis și să-i împlinesc lucrarea. Nu spuneți voi oare, mai sunt 4 luni până vine secerișul? Iată, vă spun,
ridicați-vă ochii și vedeți că holdele sunt deja coapte pentru seceriș. Cel care seceră primește plată și strânge rod pentru viața veșnică, așa încât și semănătorul și secerătorul să se bucure împreună. Prin aceasta se adeverește cuvântul: unul seamănă și altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu ați trudit. Alții au trudit și voi ați intrat peste munca lor. Din cetatea aceea a samaritenilor, mulți au crezut în el, datorită cuvântului femeii care a dat mărturie: mi-a spus toate lucrurile pe care le-am făcut. Astfel, când samaritenii au venit la el, stăruiau să rămână la ei, și a rămas acolo 2 zile. Mult mai mulți au crezut datorită cuvântului său și îi spuneau femeii: acum nu